Bună seara și bine v-am regăsit! Bine ați revenit la un nou video tutorial pentru incursiuni cuantice la Forge of Empire. În seara asta vom face o nouă rundă de colectare, dar hai să analizăm puțin colectarea de vineri seara. Trebuie să colectăm două case cu acoperiri de țiglă, le și vindem. Pardon, ăla e alt joc. Asta și cu asta. După cum vedeți, avem euforia destul de... Trebuie pur și simplu să vindem niște case, să putem face pe oameni să fie entuziasmați. Ok, acum putem colecta totul. După cum vedeți, eu n-am apucat să colectez aceste resurse. Pentru că dimineața am intrat târziu, acum este deja târziu pentru mine și cum v-am spus de la început, chestii din astea se întâmplă. Suntem oameni, nu suntem în joc, deci practic vor întârzia aceste colectări. Nu sunt sigur că le pot colecta în seara asta, dar voi încerca. Trebuie să merg să fac un duș și voi reveni. Etapa a doua. Vindem 3 amfiteatre și construim un arc de triumf. Vindem și vindem. Dăm la un amfiteatru, arc de triumf. Punem în partea de jos să fie exact ca în plan. De fapt, e partea asta. Facem o mutație. Trebuie să construim în acest moment o reședință. Am șters din greșeală acest spațiu de drum. Acum tot ce trebuie să fac este să aștept. Numai că oamenii mei sunt puțin cam nervoși. Sunt supărați pe mine că le-am șters amfiteatrele și colectarea aceasta va fi redusă cu minus, dacă nu înșel, nu? Da, la 60%. Pentru că, bine, eu pot construi și încă două amfiteatre la loc. Nu e o problemă până la urmă că cere numai 1000 de monezi, le am. Asta n-ar fi o problemă. De fapt, hai să facem lucrul ăsta acum, să vedem dacă cumva pot. V-am spus, sunt greșeli care se mai întâmplă, dar nu e o problemă dacă ștergi o clădire, dacă faci anumite chestii diferit. Probabil trebuia să aștept cu construcția arcului de triumf, dar aceasta nu este o problemă foarte mare. Întrucât trebuie să construim aici 3 măcelării și 2 poteci. Și cam așa ar trebui să arate construcția noastră finală. Voi face această colectare cu un cost redus. Un lucru pe care eu aș putea să-l fac în acest moment pentru a evita această pierdere, practic, pentru că eu nu voi culege decât 120% în loc de 150%, practic pierd 30%, pentru că m-am grăbit pentru a face acest clip și pentru a finaliza cât mai repede și incursiunile cuantice, pentru că mâine mă trezesc de vreme tare și merg la muncă. Deci nu să vă așteptați că cineva are timp să stea pe joc 24 din 24. Cum mulți jucători zic că, bă, frate, ăștia fac jocul să stai numai pe el. Nu e obligatoriu. Sunt anumite impedimente în care se întâmplă să nu faci totul cum e scris în acest instructaj făcut de jucători. Dar important este să păstrăm etapele necesare. Adică, după ce voi intra puțin mai târziu, colectez aceste două clădiri și voi face voi construi 3 măcelării și 2 căi noi. Una va veni aici și două partea asta, cred. Da. Ceva de genul. Nu știu de ce tot deschid eu jocurile astea. Le-am închis ca să nu mă mai deranjeze. Da, deci vor veni câteva modificări. Îmi cer scuze că nu reușesc să finalizez clipul cum trebuie în seara asta.
Dar mâine dimineață, în clipul de mâine dimineață, vă voi prezenta noul oraș care ar trebui să arate cam așa. Și acum, sincer, din cauza acestei lipse de 30% din colectarea acestor două clădiri de croitor, probabil mâine nu voi face suficient pentru a construi al doilea arc de triumf. După cum v-am spus, acest joc este făcut și acest tutorial făcut de jucători este făcut aproape la limită pentru a face cele necesare aici. Deci 9800, ok. Cam asta ar trebui să încep eu mâine dimineață. Și la colectare ar trebui să colectez undeva la 131.000 dacă fac toate clădirile de aici. După cum vedeți, harvest, adică colectarea, de mâine dimineață, de sâmbătă, vine undeva la 130.000 dacă eu fac aceste clădiri exact cum sunt aici deja și e posibil să fac fără niciun fel de problemă, întrucât și arcul de triumf va fi finalizat, va oferi o fericire de 675, ceea ce va face un 100% garantat vor fi entuziasmați cetățenii și voi avea bonus de 150% la colectarea de mâine. Eu sper că n-am gafat-o prea tare cu acest clip, grăbindu-mă să fac clipul, pentru că v-am spus, lucrez și eu, sunt un angajat, am de muncă, nu sunt un șomer, nu sunt în liceu sau chestii de genul să pot să stau până la orice oră vreau. Cu toți avem o viață, așa că sper să înțelegeți. Eu vă doresc spor la joc și sper să apreciați clipul meu. Vă mulțumesc frumos și numai bine!